Cadrele didactice de la Școala Gimnazială Tudor Vladimirescu din Târgoviște desfășoară în această perioadă activități suplimentare pentru a veni în sprijinul copiilor care nu pot participa la orele online. Aproape 100 de elevi din această școală nu dețin mijloacele electronice necesare pentru a participa la cursuri. Cadrele didactice pregătesc săptămânal mape de lucru pentru absolut toți copiii care nu pot participa la orele online. La Școala Tudor Vladimirescu se organizează în această perioadă diferite acțiuni ale cadrelor didactice pentru asigurarea accesului la educație și al copiilor care nu beneficiază de internet sau de dispozitive pentru învățarea online. Prin urmare, în școala noastră există 94 de elevi în această situație, dintre care 55 sunt incluși în programul Școala de Acasă, iar pentru aceștia, cadrele didactice vin la școală sau pot face chiar și de acasă diferite mape în care introduc materialele sub formă tipărită, fișe de lucru, suporturi de lecție, teste. Acestea sunt distribuite săptămânal, urmând a fi preluate de către cadre didactice, corectate și duse din nou mapa de lucru cu materialele necesare. Am ajuns în cabinetul de logopedie, unde se continuă de fapt aceste activități pentru copiii care nu au posibilități pentru activitatea online. Am să rog pe colega mea, pe doamna profesoară, să vă dea câteva informații despre ceea ce realizează în aceste mape. Desfășoară activității pentru pregătirea fișelor de lucru cu specific logopedic pentru acei copii care nu pot accesa internetul. Deci avem în școala noastră mulți copii care provin din medii defavorizate și nu dispun de mijloace tehnice pentru a intra online la aceste activități. De aceea mă preocupă deosebit acești copii, deoarece școala noastră este o școală inclusivă, alături de copiii normali, deci care nu prezintă probleme specifice de învățătură, avem și copii CES. CES însemnând cerințe educative speciale. Din păcate, în acest an școlar, avem foarte mulți copii care prezintă tulburări de limbaj și trebuie să-i ajutăm în acest fel pentru a face față cu succes activitățile instructive educative. Eu astăzi mi-am propus să le pregătesc la fiecare mape cu materiale specifice, logopedice, pentru a le putea rezolva acasă, împreună cu părinții sau frații mai mari. Deci acești copii, părinților de fapt, m-au contactat, au venit la consilierea logopedică, însă mi-au comunicat că nu pot intra online la aceste activități pe care eu le desfășor zilnic cu ceilalți copii. La ei vor ajunge mape. La ei vor ajunge mape, bineînțeles. Este mai greu, da. Avem mai mult de muncă. De dimineață pregătesc materialele pentru elevii care participă online pe Google Classroom. Observați că acum chiar lucrurile s-au postat pe Google Classroom temele, să le aibă elevul aici, cel care poate intra în online. Ceilalți încearcă să selectez materialele și să le ofer un fel de imagine a tablei. Deci cei care nu participă online vor primi în mape sinteza. Am făcut ceva și pe tablă, o să spun, la imprimantă, de să zic că vai că e și la oră și nu fier din materie, dar am și sintetizat așa pe schemă, pe diferite niveluri, pentru că sunt copii cu CES, copii care n-au internet, n-au telefon și trebuie subiecte adaptate, dar asta e munca mai grea. Și văd imaginea prin ecran căci lucrează online, însă le mai trimit și pe grup fotografii cu ceea ce fac la tablă și pentru fiecare material în parte lucrez la tabla magnetică. Putem colabora destul de bine, copiii lucrează destul de frumos, sunt prezenți, este un câștig atât pentru ei cât și pentru noi, profesorii. Însă cel mai frumos lucru cel mai plăcut este să lucrăm față în față. Vă așteptăm să vă dau fișele de lucru pentru o săptămână. Da.
Toate sunt la fel, nu contează cum este. Una pentru Natalia. Și nu fata ce i-a spus? Pentru Narcisa. Voi în perioada asta puteți lucra pe caiet, ceea ce vedeți voi, fișele astea, literele și cifrele învățate. Voi dacă regăsiți în caietul special această pagină, o lucrați direct pe caietul special, pentru că ceilalți colegi, decât voi două mai aveți caiet special, ceilalți doi nu vor avea. Ceea ce vedeți că nu regăsiți în caietul special, lucrați direct pe fișe. De exemplu, hai să găsesc eu un... Uite, asta nu este, asta trebuie lucrată de voi separat. La comunicare, este vorba de cuvinte, din câte silabe de metoda fonetică aplicată cuvintelor. Și la matematică avem o fișă cu balonașe, cu adunare și scădere. Ce e ce am lucrat noi acum, de când am intrat online, după vacanță? Am 4 copii. Era mai bine la școală, nu? Și normal că era mai bine la școală. Și normal. Au rămas în urmă cu tot, cu tot, cu tot. Eu nu am atâta tehnologie, eu nu am atâtea alea ca să le ofer acasă și tot așa. Și totuși, profesorii vin acasă. Vin acasă. Domnul nostru e cel mai bun care își dă interesul să vină acasă. Nu sunt toți la fel. 55 dintre elevi au fost incluși în programul Școala de Acasă, prin care vor primi în curând tablete cu conexiune la internet.